Dragii mei, bine v-am găsit la o nouă rețetă. Rețeta de astăzi se numește cartof sub capac și cu cârnați proaspăt prăjit. Și bineînțeles, o să avem nevoie de foarte, foarte puține ingrediente. Eu aici am jumătate de kil de cârnați, două bucăți. O să vină tăiat în două, că noi știți că suntem patru persoane. Deci, cârnații proaspăt, bineînțeles, am cumpărat de la Curtici. E foarte bun, foarte gustos, că am mai luat din asta și știu cum e. Aici avem mujdei de usturoi, că i-am făcut, am în frigider, am avut-o. Și o să folosim la cartof, că avem nevoie. Și aici am un kilogram 200 de cartof. Am pregătit un bol cu apă, unde, bineînțeles, o să mai spăl eu, unde băgăm cartofii, că le curăț cu voi. Că n-am curățat-o înainte și aici avem sare. Deci avem nevoie cârnați, usturoi, cartofi, sare și la final o să pun o lingură de ulei și 2-3 frunze de pătrunjel. Asta vă arăt la final, că atunci le pun. Și acum, dragii mei, vreau să curățăm cartofii și le vă arăt cum le tăiem de subțiri. Și curățăm cartofii. Bineînțeles, eu curăț cu cuțitul, fiindcă am cuțitul ăla economic și uitați, vedeți, sunt cartofi care au, că ăla am pregătit să curăț, dar nu pot cu ea, că are multe hibă cartofii ăștia. Adevărul că le-am luat mai ieftin, dar să știți că este o vorbă din popor. Când, uitați, da, cu găuri, cu problemă și nu pot, că eu totdeauna cu ăla curăț, cu cuțitul economic, nu curăț niciodată cu cuțitul ăsta. Dar acum nu pot, fiindcă uitați-vă aici, v-am arătat, haideți să vă arăt. Când tai, vedeți, uitați, rămâne așa și atunci tot trebuie să scobesc. Bună și ziua, vă spun și eu, dragii noștri. Încerc să curăț cât de subțire pot eu, dar oricum trebuie să mai ciugulesc, să scobesc, că uitați-vă aici cum arată. Da, știu, urmăritorii noștri, mă gândesc că și ei pot... Nu, dar o să-mi zică că le-am curățat foarte gros și că curăț mână cu cuțitul, dar musai, unele lucruri unde ești obligat să le faci treaba asta, că altfel nu mere. Eu mi s-o obișnuit să lucru cu cuțitul ăla economic, foarte mult îl folosesc. Dar acum la cartofii ăștia că iar nu pot. Sunt foarte urâți. Dar nu. Nicio problemă, mere și cu cuțitul, că doar înainte eu știu că părinții noștri n-aveau cuțit din ăștia economic. Cel puțin eu nu mă amintesc. Tu voi ați avut? Acum, bine, acum vreo întreia sora mea, cred că nu mai știu. Acum în ultimii ani. Dar acum avem și noi, Mihai, de mulți ani, dar eu mă refer de când eram copii acasă, la părinți. Copii, nu. Eu nu țin minte, la ziman, s-a avut mami sau bunica mea cuțit economic. Eu n-am știut de ea. No. Acum, normal, noi avem, de mult timp avem. Uite că pun pătocător, că mi s-a obișnuită pătocător, știți? Dar vreau să vă spun că eu folosesc, că m-am obișnuit cu ea. Ați văzut, eu numai cu aia folos, numai cu aia curăț, dar acum chiar uitați. Ioi, oribil! Da, alea trebuie tăiată de acolo. Arunc jumate din ea. Asta e. Da, chiar că arunc foarte mult din ea. Nu o să mai rămână nimic cartof să mâncăm. Amen, dar simtați că... Dar am pus mai mult, normal, normal. Că am pus mai mult, acum am glumit că... Dar adevărul că, să știți, uitați aici ce gaură trebuie să fac, să scot tot din ea, ca să nu rămână negreala aia, gaura aia neagră. Uitați. Wow!
Asta are vârf cuțitul ăsta și pot să fac. No. Și ajunge. Am și gătat, că nu facem foarte mult, cum v-am spus, și vreau să o tai și după aia o spăl în 2-3 apă, știți. Numai acum eu am pus în apă să nu se negrească, știți? Așa. O spălăm, bineînțeles. Uitați, vedeți? Uitați câte găuri am făcut, ca să o vedeți. Una, două, trei, patru găuri și mai are, tot am mai lăsat, ca să vedeți. Și aici? Da, o să scot acum când le tai. Trebuie să fii foarte atent. Da, că nu ești, nu prea văd așa de bine. Să mai îmi spui dacă vezi undeva, că... Ce să zic? Uitați, așa vreau să le tai, așa. Felii subțire, așa. Că așa se face foarte repede, vă spun un secret, deci cu cât secret, asta știți și voi, nu trebuie să fie secret, dar cartofii, dacă o tăiați subțire, durează mai puțin la fierbere. Și eu le tai așa felii subțire și ținem în apă rece. Și atunci o punem în ulei și capac peste și punem un picuț de apă, așa, un deget, ca să se facă în apur. Deci se spune cartof năbușit, așa se numește, cartofii ăștia ce fac eu acum. Și o să pun când e gata, deja e moiată, asta și să fierbe și să frige, deci ea să face așa între... O să aibă un gust foarte bun. O facem des asta și asta mere foarte rapid și n-am mai făcut de foarte mult timp și atunci prima dată prăjesc cârnațul, dar și la cârnaț o să pun un pic de apă ca prima dată să fiarbă și după aia să se prăjească în ulei și după ce scot cârnațul de acolo, tot în untura aia, ca să miroasă a cârnaț. Deci a usturoi, că oricum o să folosim usturoi. Pun cartofii acolo, mai pun un pic de apă, un pic de sare și la final usturoi. Deci o să vedeți, o să fie cartof năbușit cu cârnaț proaspăt. N-am mai făcut de mult. Și așa le tăiem, n-avem mult, o să gătăm una, două, vedeți? Și o să le bag în apă și bineînțeles o mă duc cu ea la ghiuvetă și acolo mai spăl în 2-3 apă să fie apa curată, că știți că cartofii lasă mult amidon și trebuie spălat în 2-3 apă. Totdeauna ape, apă. Să spunem, margare, doamnă, margare, nu apă, 2-3 ape. Da, așa. Sau îi spălăm de 2-3 ori. De 2-3 ori, așa. Asta e mai bine, e mai simplu pentru mine. Asta e farmecul de la urmăritorii noștri, că le place. Asta e, așa s-o obișnuiți. Da, să spună Mihai, de câți ani stăm împreună și dacă a fost odată când nu mai înțeles ce am zis. Da, am înțeles, nu e problemă. Ne înțelegem foarte bine. Așa e obișnuită. Foarte bine ne înțelegem. De ce? Pentru că ea vorbește cu foarte mult maghiară și atunci... Vreau să vă spun ceva, dragii mei, așa m-am gândit eu, acum nu știu dacă era la fel sau nu era la fel, dar m-am gândit și am și zis la Mihai lucrul ăsta, că dacă luam un ungur de-a meu, poate nu mă înțelegeam așa bine ca cu el, așa că am luat pe Mihaiul meu, care nu-i ungur. Ne înțelegem de minune. Dumnezeu să-i dea sănătate și putere și viață lungă la soțul meu, că mă iubește foarte, foarte mult și îi mulțumesc că
atâta mă ajută și atâta mă iubește și mă rabdă. Adevărul că v-am spus, ei, eu sunt foarte nervoasă câteodată și, na, ca în orice familie, mai, na, avem și noi un pic de, nu ceartă, că nu ne batem, nu ne certăm, dar mai ridicăm tonul, mai ne supărăm acum, ca în orice familie, nu-i numai roz la noi acum. Dar să știți că el mă înțelege, el e foarte un om calm, așa, liniștit și niciodată nu mă... Prea mult mă laudă, doamnele mele, mă laudă prea mult. Ai grijă că mă pierzi. Da, de unde? Nu mi-e frică. Atâta e de glumeț, atâta îi place și mă... Știți ce îmi place la el foarte mult? Că e un om calm, bun la suflet, iubește mult copii și în ultimul rând e foarte grumeț. Cum bătrânește, tot mai glumeț de mine. Acum am gătat, iubitul meu, așteaptă. Deci am gătat cartofii, o să mă duc la ghiuvetă, o spăl în 2-3 ape, apă, și 2-3 ori, da. Și după aia o tai cârnații în două, am pregătit cratița cu ulei și o punem la foc. O să revin imediat. Dragii mei, după cum se vede, eu între timp am spălat cartofii, am străcurat de apă, am tăiat cârnații în patru, acum vă arăt. Am pregătit pe foc o cratiță cu un pic de ulei, vedeți? Și acum, bineînțeles, uitați, cârnații proaspăt, uitați, așa am tăiat-o în două. Au fost două bucăți și eu am tăiat exact pe mijloc. Avem patru bucățică, ăsta când se face, mai se strânge. Deci am pus cârnațul, nu pun peste ea condimente, nu pun nimic, fiindcă ea e în sine, e condimentat, e făcut, e preparat, e foarte gustos, să știți. Și cum v-am spus, uitați, deci am pus-o în ulei, las un pic să se prăjească, aici stau lângă ea până o întorc o dată de două ori, așa, și o întorc o dată de două ori, o întorc, după aia pun un pic de apă, așa un degețel, și pun un capac peste să se facă, știți, foarte bine și înăuntru, în abur. După aia o scot afară, pun pe farfurie și după ce am pus pe farfurie, atunci bag cartofii în uleiul ăsta și, bineînțeles, pe cartofi pun un pic de sare și pun capac și la cartofi și un pic de apă. O să vedeți cum procedăm. Acum, bineînțeles, eu vreau ca, uitați să nu umblu cu altceva, cu paleta, că nu-i bine în asta să umblu cu purpuliță, o întoarcem un pic. Așa. Da, un pun ca să nu se spargă, știți, că creapă. O mai mișcăm un pic, o mai întoarcem un pic, da, că-l tropește. Uitați, așa. Și bineînțeles, eu am pregătit aici un pic de apă, care o să punem peste un capac mare. Și acum, uitați, punem un pic, arată apa, am apă, dar nu pun tot, pun numai jumate din apă, vedeți, uitați, n-am pus tot, am pus jumate, am pus un pic de apă și acum pun capacul peste, uitați, am pus apă și capacul și mai las aici vreo 5-6 minute, o să mai întorc eu. După aia scoatem afară. Bine, uitați ce fain s-a făcut, uitați-vă aici, vedeți? O să-l mai întorc, așa.
pe toate părțile. Uitați ce roșie, ce faine. Așa. Și acum, cum vedeți, v-am spus, am pus apă peste, s-o fiert apa, o sta sub capac și acum a fost căzut apa, deja se face în ulei. Acum, bineînțeles, eu o să le scot afară, uitați așa, le scurg, am aici o farfurie și le punem. Așa. Mai am una singură. Așa. Și acum cartofii care este. Păi iată că e subțire, mai mă rămas 2-3 cartofi aici. Uitați, punem cartofii în ulei și punem pe ea un pic de apă. Uitați, așa, jumătate de pahar de apă. Punem un pic de sare. Așa, un pic de sare peste și un pic de piper pentru gust, pentru... Vedeți? Sare și piper, condiment. Așa, acum o să amestec bine, așa. Și las la sub capac. Deci să fiarbă și după aia o prăjim, ca să știți. Așa, și în ulei și în apă. Deci o să vină făcut năbușit. Așa. Punem capacul. Așa, punem capacul și o să așteptăm să se facă. Aici avem cârnații, așteaptă să fie gata cartofii și când e gata, avem și usturoiul pregătit și punem peste și servim. O să vedeți. Dragii mei, m-am pus o cafea să beau cu voi, că trebuie să așteptăm acum câteva minuțele, nu mult, foarte puțin, ca să năbușe cartofii, să se moaie. Și am zis că până să năbușe cartofii, eu beau o cafea și povestesc cu voi un pic. Știți foarte bine că eu nu vă țin foarte mult la povești, dar vreau să vă spun că aseară chiar m-am culcat cu gândul la dumneavoastră că sunteți așa de oameni minunați și m-ați amintit de surpriza asta de 10.000 și m-am gândit acolo și tot m-am gândit, vai, zic, uitați ce oameni minunat că se gândesc la noi și ne-au adus aminte și nu știu ce. În fine, și în adevărul eu niciodată nu dorm prea bine, eu mă trezesc noaptea de multe ori și când m-am trezit cu gândul, deci m-am culcat cu gândul la voi, când m-am trezit tot cu gândul la voi, am fost, așa că eu așa am zis, când știu ceva, tot acolo mă gândesc și nu-i bine să fie așa, dar eu așa am zis, nu-mi place lucrul ăsta, ce să facem, dar într-un fel și mă bucur că v-am pe voi și că îmi duceți grija și că ne urmăriți. Și vă mulțumesc foarte mult, haideți și beți cu mine o cafea. Și v-am povestit cu aparatul, că știți că aparatul meu ce a luat Maria s-a stricat, el l-a reparat și acum facem cafeaua la alt aparat, la un filtru, care nu îmi face așa cum îmi place mie, că de obicei eu nu beau 2-3 cafea pe zi. Eu dimineața când mă trezesc am paharul meu ăla mare care intră în ea 3 cafele, o fac 3 cafea scurte, o beau o dată și gata, nu mai beau cafea după aia nici. Foarte mult. Foarte mult, da, e adevărat. Da, e porția mea, cu ea m-am obișnuit și de aia vreau să vă spun că de aia v-am lungit și v-am spus legătură cu cafeaua. Deci dacă eu dimineață m-am trezit și n-am băut porția mea și n-am simțit-o așa de tare, așa de bună ca aia cu ce mi-s eu obișnuită, parcă simt că tot îmi lipsește ceva și aș mai bea ceva. Și cum v-am spus, am pus că mai au rămas de azi dimineață cafea și m-am pus un pahar și am zis că hai să o beau cu voi. Și de aia mai beau acum la ora asta cafea, că acum e cam la miază.
Deci aparatul de cafea, cred că știți povestea, s-a stricat, l-am dus la reparat la magazin. După vreo săptămână sau mai bine ne l-a reparat, am folosit 3 zile, iară s-a defectat și acum l-am trimis prin curier la București. Și chiar i-am sunat, i-am zis, domnule, nu se poate da banii înapoi, că am înțeles că seria asta nu e bună din fabricație. Nu, domnule, și dacă se poate repara, să repară. Și am zis, bine, bine, domnule, să repară. După o săptămână iară se strică, iar îl trimit la reparat. Iar stau o săptămână, două fără aparat. Și cum se poate? Nu-mi dați aparat pentru folosință, nu? Asta e legea, astea da. Cum să vedem ce o să fie? Nu da Maria o grămadă de bani pe aparat, că Maria o luat. I-am spus să nu iei așa aparat. Și o luat o săraca, că nu o luat-o de mult, de câteva luni o luat, că e sub garanție. În februarie l-am luat. Da. Da, de 1 martie o luat fata, da. 1 martie o luat de ziua mea. Și cum am spus, o luat-o foarte scump și s-a stricat așa de repede. Și acum noi nu. Ne pare rău că era și scump și nici da, chiar o căutat o marcă să fie mai bună, cât de cât acum, nu ultimul rând, da. Da, era scump, da. Krups. Nu, și am înțeles că Krups e marcă bună. Dar seria asta, nu știu ce s-a întâmplat, abar n-am, dar... Așa că de-aia beau eu cafea cu voi acum, că nu m-am săturat de cafea și n-am băut cafea mea aia bună, că beam eu de obicei. Părerea mea că nu se prea merită să luați aparate din astea automate. Sau luați așa care poate de la 2.000, 3.000 în sus, 5.000, eu știu, de cine își permite să te iei bani. Poate ăla o fi profesional, dar ăștia la 1.000, 1.500, nu cred că își merită bănuții, că se strică foarte repede. Da, așa e, dragii mei. De-aia v-am spus povestea cu cafeaua. Și cum v-am spus, vă invit și pe voi să veniți să beți cafea cu noi. Dacă n-ați băut-o până acum. Așa că imediat e gata cartofii și seara m-a spus să vă gust mâncarea. O să gust mâncarea când e gata, să vedem cum o... Da, eu sigurat că o să iasă foarte... Dragii mei, uitați-vă aici, deja apa a scăzut, deja se prăjește. Acum vreau să vă arăt. Aici am un mujdei de usturoi, vedeți? Luăm așa o lingură mare, așa, și punem peste cartof, așa. Și mai am aici pătrunjel tocat, care punem peste. Amestecăm, pun capacul ca să combină aromele. Uitați ce fain și s-o prăjit. Vedeți? Uitați așa. Și acum pun capacul, opresc aragazul și las așa sub capac un minut, două, numai ca să absorbe gustul de la usturoi. Înțelegeți? Uitați, punem capacul și opresc aragazul și pun într-un blid în ce prezentăm. Imediat o să prezentăm. Și fiert și plăi puțin cartoful. Dragii mei, cartofii și cărnații noștri ce am gătit pentru meniu este gata, așa arată. Gustul este foarte, foarte, foarte bun, să știți. O să facem și prezentarea și o să și gustăm. Deci, asta este meniul nostru de astăzi. Sper să vă placă. Ați văzut că se face foarte ușor. Credeți-mă, atât ai de gustos cartofii, de nemaipomenit cartofii. Chiar e nemaipomenit. Deci, e foarte, foarte, foarte bun. Deci și la gust și peste... Și cârnații ăștia să luați de la Curtici, dacă cine e din Arad știe, cârnați proaspăt, e foarte gustos, foarte bun, merită banii, e 29 de lei kilogramul, eu am luat jumătate de kil, așa că...
Eu zic că merită, bine, e scump, dar merită că e ceva gustos, ceva bun și se face foarte repede. Deci noi asta mâncăm, eu nu rămâne decât să vă spun poftă bună și la revedere! Veniți cu noi la masă! Exact! Ne dorim poftă bună și dumneavoastră! O zi bună, la revedere, vă iubim! Hai că vreau să gust. Deci că vrea să gustim. Am spus că gustă. Da, că am zis că gust și, vedeți, nu s-o obișnuită, că am zis că numai când mâncăm. Dar credeți-mă că cârnațul ăsta e foarte, foarte bun. Eu am gustat-o, că nu-i prima dată când luăm. Uitați ce fain s-a făcut cartofii, uitați. Deci chiar e super, super bun. Uitați, deci, e și prăjit, da, e și prăjit și fiert în aceeași timp. Deci e foarte gustos. Deci cartofii sunt foarte gustos cu usturoi și cârnații. Adevărul, avem castraveți murați. Am uitat. Deci, o să punem și castraveți murat și mâncăm cu castraveți murat. Vreau să vă arăt ceva. Te rog să filmez, să mă duc în frigider să aduc castraveții. Da, o să punem și doi castraveți murați. Dacă dumneavoastră aveți, asta merge și cu sos sau cu salată de roșii. Nu, vreau să le arăt castraveții ce am pus acum, că dragii mei știe, uitați. Deci aici vreau să vă scot castraveți. Mama, ce tare! Uitați-vă, asta castraveții ce am pus acum, nu cred că e două săptămâni, vreo 10 zile, cam așa. Și uitați, deja s-o acrit, ce tare și uitați cum arată, ce tare și ce culoare are. Și deja e acru, acru, deci foarte bun la gust. Să știți, asta e castra... Auziți cum croanțăne? Deci e așa crocant, foarte bun. E are mărar, de aia așa tulbură, dar la gust e foarte, foarte bun, încă e acruț. I-am vrut să fie un pic foarte mai... foarte bine cu cârnați, da. Și cu cartofi. Am vrut să fie un pic mai dulce, dar să știți că nu a ieșit dulce, a ieșit mai mult acru. Dar e foarte bun, e tare, nu-i moale și deja în 10 zile s-o acrit, nu bine, foarte bine. Cu încredere puteți să puneți, cum v-am arătat asta, ce am pus odată cu coaja de lubeniță, ca să știți. Am desfăcut-o deci, Miriam. Puneți mai puțin oțet. Da, o desfăcut-o Miriam cu Maria și ori mânca din ea. Uitați, la o mâncare ori mânca jumate borcan, Maria cu Miriam. Și, bineînțeles, noi o să mâncăm acum, deci cu castraveți și scot aici, uitați. Și o să servim cu castraveți murați. Și o să spăl borcanul. Nu, că le scot tot, că nu mai este așa mult în ea. Fiecare câte una. Și mai este? Mai jumate. Nici nu o văd. E micuța asta. E foarte tare, credeți-mă. Ăștia-s castraveții, ăștia-s cartofii, ăștia-s cărnațul. Bine că ăsta am gustat, că vedeți, mai m-a venit o idee. Deci o să mâncăm cârnați cu cartofi și cu castraveți murat. Vă dorim poftă bună și vă spunem la revedere. Cu încredere puteți încerca.